Bună seara, dragii mei, peștișorii mei, dragii mei colegi de acvariu. Sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în pești. Etalare pentru aprilie. Dragii mei, au venit mesajele, dar înainte să vă citesc mesajele, vreau să vă mărturisesc ceva. Cu 10 minute, maxim un sfert de oră înainte să vin aici în atelier să urc și să îmi pregătesc cărțile, să le amestec, să le afum, să le curăț, la la la. Brusc, brusc, mi-a venit în minte o melodie. Băi, nu știu, în ultima vreme tot îmi vin melodii. În timpul etalării, după, înainte. Și cred că este, nu cred, sunt convinsă, este Kinks, Kinks sau Van Halen. Girl, you really got me. Foarte simpatică melodia. Nu vă mai cânt, că n-am mai exersat chestiunea asta a cântatului, deși văd că ne-a apărut muzică, dintr-un motiv sau altul. Eu am o chitară. Am o chitară. Dar am uitat să cânt la ea. De cântat mai lălăiu prin casă, dar n-am mai exersat de foarte mult timp, deși pe vremuri eram bună la lălăit. În fine, ascultați-o, vă pun link-urile. Vom vedea dacă are legătură cu cărțile care vor veni. Au venit cărți destul de, în comparație cu alte etalări, destul de sobre, să zicem. Nu sunt atât de euforice, dintr-un punct de vedere. Cred că mulți dintre noi, dragii mei peștișori, trebuie să ne concentrăm pe noi în această perioadă. Și, spre deosebire de alții, noi stăm bine la capitolul acesta al izolării, pentru că oricum avem tendința să ne izolăm. Mai devreme sau mai târziu, măcar din când în când, noi ne izolăm. Lumea noastră, neptuniană, apoasă, plină de mistere, în care ne lăsăm așa fascinați de noi înșine, de ce mai descoperim în lumea noastră, nu în sensul narcisist, chiar într-un sens foarte autentic și inocent, zic eu. Așa simt, în fine. Mesaje de la înger pentru peștișori. Stai să dau. Și înainte să încep mesajele, o să atașez sub video ora la care încep sau minutul la care încep să comentez despre mesaje. Vreau să vă mai zic un lucru. Dacă este ceva ce nu rezonează cu voi, și e posibil să fie, nicio problemă, dați skip și treceți mai departe în altă parte. Ori la alte etalare, ori la altceva, soare, lună, Venus, ascendent, ori pur și simplu la alt canal, nicio problemă, nu se supără nimeni, da? Evident că nu pot să rezonez cu toți, nu mă pot conecta la toți și nici nu mi-am propus chestia asta, nici să fiu populară, nici să fiu pe placul tuturor. Posibil am de transmis niște mesaje, nu posibil, cu siguranță am de transmis niște mesaje unora. Cor fi mai mulți, cor fi mai puțini, vom trăi și vom vedea. Repet, mesajele sunt nu doar pentru cei cu soare, ci și pentru cei cu lună, pentru cei cu Venus, ascendent și nodul nord. Pentru că nodul nord de multe ori se poartă mult mai apropiat de semnul în care este decât chiar soarele. Oare am exprimat corect? În fine, înțelegeți voi, da. Eu cum vorbesc, iau informația brută și nu mai stau să o elaborez. Așa mi se întâmplă și când compun lucrările pe care le fac. Ideea vine pas cu pas și apoi văd cum sunt ghidată să o elaborez și să o finisez. Așa că dacă mai mă îmbâlpăi, dacă mă repet, dacă mai fac diferite greșeli, treceți peste și încercați și preluați mesajul. Pentru că mesajul e mai important. Nu uitați că o etalare nu trebuie să fie 100%, să rezoneze 100% cu viața voastră. Posibil doar o parte, doar mesajele de la înger să rezoneze sau doar etalarea generală sau poate doar câteva mesaje. Luați și voi ce este mai important. Cafea acum e cam târziu să beți. Poate un ceai, că tot ni se sugerează să bem cât mai multe ceaiuri. Poate ronțăiți ceva și vă relaxați și în momentul în care vă relaxați, primiți mesajele altfel, le simțiți, le asimilați altfel. Mesaje de la îngeri. Apreciați acest moment. Apreciați această etalare.
Apreciați tot ce vi se întâmplă în prezent. Aveți numărul 33. Este un număr maestru. 33. Și nu este chiar atât de ușor să ajungi la această mare gratitudine, da? Să apreciezi fiecare lucru, fiecare experiență. De ca și când ar fi un adevărat univers, ar fi o minune. Și chiar așa este. Fiecare situație este o oportunitate de a crește și de a găsi, dragii mei, iubirea. Are legătură cu iubirea. Vom vedea ce cărți se vor mai arăta. Dar după cum mi-a venit acest cântec în minte înainte să fac etalarea, posibil cineva, măcar pentru peștoaice, arde de pasiune pentru voi. Că știți că nu știți, vom trăi și vom vedea. Ideea este că în acest moment trebuie să ne bucurăm de ceea ce experimentăm. Dacă suntem izolați, no problem. Apreciați pe cei dragi. Dacă suntem izolați în preajma familiei, ne bucurăm de familie. Dacă suntem izolați în altă parte, ne bucurăm de ce avem. Eventual ne găsim, așa cum găsește această doamnă domnișoară, zeiță, ce ar putea să fie, găsește un adevărat univers într-o scoică. Și acum am primit un mesaj special pentru unii dintre voi. Pentru că spune, orice situație este o oportunitate de a crește și de a găsi dragostea. Dacă sunteți într-o situație, situationship, cu cineva, apreciați situația în care sunteți și eventual, pentru că scoica e o chestiune care ține de sexualitate feminină, explorați-vă reacția. Nu neapărat, nu zic, nu se faceți altceva. Reacția voastră sexuală în această situație sau în această relație. Oricum, revin, apreciați acest moment pentru că acesta este un lucru pe care numai maestri, mari maestri spirituali reușesc să-l facă. 33, 3 pentru mine înseamnă comunicare, înseamnă creștere, construcție, da? 3 de monede, sugerează și în tarot chestia asta. Dar 3 și cu 3, 6, 6 pentru mine e Venus. Probabil felul în care comunicați voi, felul în care vă comunică ei, este echilibrat. Ha! 6 acum, ia uite, de la Venus trec la balanță, este echilibrat. Vă echilibrați într-un fel sau altul, dacă are legătură cu vreo balanță sau aveți planete în balanță, iar voi știți. Și în acest moment trec dintr-una între alta, că așa se întâmplă cu mesajele, cu channeling-ul. Dacă e o situație, într-adevăr, în care voi nu vă puteți întâlni, probabil că ei vă transmit niște mesaje, niște vibe-uri sexuale. Analizați-le, apreciați-le, nu vă supărați, da? Dacă primiți aceste vibe-uri sexuale. Și eventual descoperiți-vă în acest context, pentru că aveți șansa să creșteți, evident, spiritual, și să găsiți dragostea mai devreme sau mai târziu, posibil în acest context. Și am tot făcut 8 în timp ce încercam să mă conectez la această imagine. 8. De fapt, nu e chiar un 8, dar putea să fie 8 casa, 8 a scorpionului, a sexualității, că tot am vorbit de sexualitate. Dar 8 înseamnă și transformare. Eu zic că o să vă transformați mai devreme sau mai târziu. Vom vedea cum. Vom vedea cum. În primul rând, prin emoții. Prin sexualitate. Și s-ar putea să găsiți, și o să vă zic de ce, să găsiți niște profunzimi în situația aceasta, că e de dragoste, că e pur și simplu o situație, voi știți, niște profunzimi la care nici nu vă așteptați. Văd aici niște corali și o imagine foarte asemănătoare cu, bine, nu neapărat acvatică, cu ce sugerează această carte. Simt că lucrurile sunt mult mai profunde și mai complicate decât par.
Da? Sugerează și scoica și imaginele de aici. Apreciați acest moment. Chiar dacă poate nu-l înțelegeți, apreciați-l, că o să-l înțelegeți în timp. Și dacă la început sau în această perioadă lucrurile țin mai mult de vibe-uri, de energii foarte subtile, sexuale sau nesexuale, posibil în timp veți descoperi mai mult. Pentru că scoica ce face? Creează o perlă. În timp puteți să creați ceva împreună. Am spus că aveți, iubiții pe cei dragi. Dacă suntem izolați, sunteți izolați în preajma familiei, bucurați-vă de familie, nu vă certați. Dacă aveți un copilaș, acordați atenție mai multă decât de obicei, deși știu că peștișorii fac acest lucru. Așa. Și învățați să protejați persoanele dragi. Învățați să protejați, să le țineți bine. Dacă nu e vorba muzei de familie, s-ar putea să fie vorba de această situație, da? Parcă e același personaj, da? Care se uită în scoică și aici văd lucrurile chiar din frontal, din față. E ca și când în scoică se vede această imagine. Înțelegeți? Parcă ar ține în mâini. Și cum am spus mai devreme, chiar dacă inițial poate să pară doar un simplu vibe, ușor vibe sexual, care să deranjeze pe unii sau pe alții, apreciați-l pentru că s-ar putea în timp să se dezvolte o relație foarte solidă, da? Foarte solidă, care să ducă chiar către. O familie. Undeva în viitor. Apreciați-i pe cei dragi, familia cu care stați și petreceți mai mult timp de calitate. Jucați-vă cu copiii, faceți lecții, evident. Dacă nu sunt copii, dacă e o persoană specială, acordați-vă timp. Protejați-vă unul pe celălalt și unul și celălalt, da? Hrăniți-vă emoțional. Și petreceți mai mult timp de calitate și în felul acesta vă mențineți lumina în suflet, o pasiune pe care doar împreună puteți să o trăiți. Îmbrățișați-vă emoțiile. În cazul în care vă este teamă de acest vibe, îmbrățișați-vă emoțiile. Dacă cumva simțiți că vă bruiază, apreciați ce vine, îmbrățișați emoțiile. Protejați ceea ce primiți. Și aveți credință. Credința asta vă transformă. Și nu uitați că lucrurile sunt mai profunde decât par. Și am spus, chiar dacă nu vedeți exact ce se întâmplă, în spate s-ar putea să fie o dragoste foarte profundă din partea cuiva. Vom trăi și vom vedea. Că o fi membru al familiei, că o fi copil, că o fi dragostea voastră care se transformă prin credință, prin răbdare, prin felul în care, ia uite, numărul 22, aveți două numere maestre, 22, 2 cu 2, două relații, da? Relația cu cel drag și eventual relația cu voi înșivă. Sau cu îngerii voștri protectori. Lăsați-vă un pic în voia. Tot am zis soartei, dar e de fapt în voia sorții. Mai greșesc și eu uneori. Pentru că îngerii sunt în preajma noastră să ne apere. Dormiți, visați și nu uitați că nu tot ceea ce vedeți sau cum să formulez. În spatele lucrurilor pe care aparențelor sunt povești mult mai complicate. Asta am sugerat și în ceea ce am spus mai devreme, da? Dacă e doar un simplu vibe, într-o privință, într-o poveste, s-ar putea lucrurile să se dezvolte în timp într-o direcție mult mai stabilă, mai profundă. Fiți copii. Zburați. Zburați deasupra
acestor limite impuse și de societate, și de familie, și de noi uneori, zburați un pic în afară. Și știu că în general o faceți, dar probabil că aceste confirmări vin ca să vă aduce, să vă aduceți aminte, să nu uitați să practicați aceste lucruri pe care în general noi le practicăm pur și simplu, într-un mod intuitiv. Cum era? Așa era, da? Ce ar mai fi de observat? 22, 33 am spus. Lucrurile sunt mai profunde. Cu alte cuvinte, nu vă grăbiți, dați-vă timp și, în primul rând, dați-vă timp de creștere interioară, de autoanaliză, cât timp vine celălalt și participă așa cum poate v-ați dori să participe în relația cu voi. Cât timp se schimbă anumite situații generale, da? Este un timp de introspecție, așa simt cărțile. Timp de transformare, de credință și mai încolo vine și dragostea. Vin și declarațiile, vin și îmbrățișările, dacă acum nu sunteți împreună. Ascultați-i pe cei dragi, ascultați-i pe cei care vor să vă povestească ceva, vorbiți cu ei, exprimați-vă și voi. Dar știu că faceți. Dar acum depinde ce aveți, lună, Venus. Dacă sunt de semne de aer care aveți marcaj pe aici, poate uneori încercați să fiți mai mental. Lăsați-vă un pic în vibe-ul ăsta neptunian. În continuare, ce cărți au mai venit? Puterea, Strength. Și muzica. Ciudat, muzica a mai venit la acela. A mai venit la multe. Cred că și pe la Săgetător și pe la Capricorn. În fine, important este să descoperiți în această perioadă că aveți putere. Aveți putere. Protejându-vă, vă regăsiți puterea. Reușiți să vă transformați. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un săgetător. Asta pentru că văd un cal, o amazonă, da? Poate aveți acolo planete. Dar, trecând peste zodii, eu zic că în ultima vreme ați regăsit, ați descoperit în voi această putere și posibil, interesant, și posibil sunteți chemați să exprimați o parte din experiența experiențele prin care ați trecut. Unii s-ar putea să scrieți care aveți acest dar. Să fiți ghidați de îngeri, da? Să vă împărtășiți experiențele cu cine vor să vă asculte. În plus, pentru că toți suntem izolați și nu putem să experimentăm lucrurile și într-o altă perspectivă, eu zic că trebuie să învățați să vă scrieți cartea vieții. Și nu e chiar ușor de făcut. Bănuiesc că sunteți în această situație, ați trecut prin multe și sunteți aproape pregătiți să începeți această carte a vieții. Să o rescrieți din perspectiva cuiva care învață, a învățat că este puternic și a învățat să creeze. Aici e mișto la muzică, da? De fapt, muzică. Sugerează și un creator de artă, de muzică, și o persoană care transmite ceva ce va vibra mult timp. Mult timp. Posibil, începând să... Și cred că ar fi interesant să începe să scrieți. Știți că jurnalul este foarte important pentru cei care vor să manifeste. Este foarte important. Și dacă vă coordonați și în funcție de mersul lunii, lună plină, lună nouă, pătrar, da, veți avea posibilitatea, veți descoperi că puteți să manifestați mult mai repede. Eventual, lucrați un pic cu corpul vostru în cazul în care unii dintre voi sunteți mai obosiți
Pentru că ați investit în stânga, în dreapta, dați-vă timp de relaxare, cum arată și aici, dați-vă timp de somn, de vis și de sport. Bine, eu bănuiesc că la mine mesajul pentru mine e să lucrez în grădină. Asta mă încarcă foarte mult. Dați-vă timp să vă exprimați creativ printr-o formă de artă. Aveți muzică, se vede iar pictură. Cristale, exact ametistul meu, da? Cristalizați-vă experiențele într-o formă de artă. Lăsați, ia uite, iar scriere. Lăsați în urmă, eventual, un semn de foc. Care posibil să vă fi dezamăgit pe unii dintre voi. Let go. Oricum, lăsați în urmă ceva ce nu v-a prit. Lăsați în urmă și scrieți. Manifestați. Știți că manifestările se fac în scris. Am zis mai devreme, când lună plină, lună nouă. Ei, eventual, având aceste manifestări ca și bază, puteți să vă recreați o carte a voastră. Să vă recreați destinul, pas cu pas, cu răbdare, cu încredere, cu credință, evident. Bine, știu că manifest prin ceea ce pictez, desenez. Știu că manifest prin ceea ce scriu, dar vă transmit și vouă, pentru cei care nu știți, este foarte important să faceți chestiunea asta. Iar văd mov, mov, mult mov, mie îmi place movul auriu. Probabil că aici e chestia. Ok, unii dintre voi v-ați conectat foarte mult la spiritualitate, dar eu zic că în această perioadă, pentru că mesajul este scuzați-mă, destul de cartea în față. Am și auriu aici, am și auriu aici. Probabil că aveți nevoie să vă refaceți energia într-o direcție, într-o privință. Este ego-ul. Ego-ul vostru trebuie recristalizat, recreat. Pentru că ego-ul are o funcție. Este cu un scop dat pe acest pământ. Nu înseamnă că ego-ul se manifestă doar prin frică, prin ambiții, prin orgolii. Există șansa să se manifeste și într-o direcție pozitivă. Ce ar mai fi de spus? Poate unii dintre voi aveți de-a face cu cineva care practică muzica. Poate voi sunteți îndemnați să practicați muzică. Eu oricum ascult. Fără muzică nu pot să trăiesc. Ascult multă muzică și asta îmi dă. Muzica îmi dă putere. Da, muzica îmi dă putere. Creația mea, ceea ce scriu, ceea ce creez, pentru că atunci când creez, mă conectez la niște energii care sunt mult mai profunde în aparență. Nu știu voi cum sunteți, aștept să-mi povestiți, pentru că știu că sunteți sensibili. Și da, eu zic că pentru voi, deocamdată, acesta este un moment de refacere energetică, de regăsire creativă. Pentru că știu că sunt mulți pești care muncesc și știu și mulți pești care cântă. Da, chiar știu câțiva. Da. În continuare, ca și mesaje, am văzut eu mai multe, dar nu știu dacă am timp să le povestesc. Cineva încearcă să vă facă o ofertă, dar e așa. Să o fac sau să nu o fac? Aici sunteți voi, regina de cupe. Acum, cine este acest cavaler? Voi știți. Sau poate nici nu știți. Apreciați acest moment. Dacă vine cineva cu o declarație, cu o ofertă emoțională, cu nevoia de a avea un păcat sau pur și simplu de a sta de vorbă, da? Ce? De a sta de vorbă, spend quality time together, da? Dați-le șansa să se exprime emoțional, să vă povestească ce au pe suflet, pentru că regina de cupe uneori reprezintă și un consilier psihologic. Emoțional, spiritual, posibil unii dintre voi mai maturi aveți această posibilitate să-i consiliați măcar, să-i echilibrați. Dar eu zic că acest jongleur doi de monede îi reprezintă pe ei. Reginele în general sunt stabile, mai ales când vin în poziție fiziologică.
Păi, chestia, ei se gândesc să vorbesc cu peștele, cu peștoaica, să nu vorbesc. Dacă își fac acest curaj, nu intimidați, pentru că până să vină să vorbească cu voi, trec prin multe sau trec sau au trecut, eu zic că încă trec prin multe conflicte interioare. Își fac multe griji. Posibil să fie semn de foc, de aer. Oricum, probabil că au de povestit niște experiențe destul de dure prin care au trecut. Posibil, oarecum. Pentru că și melodia care mi-a venit în gând înainte de etalare exprimă o pasiune. Posibil că vor să exprime pasiunea pe care o simt pentru voi. Da, o pasiune pe care probabil n-au mai simțit-o pentru altcineva, care îi intoxică, care îi îngrijorează, se întreabă de ce simt așa pentru voi, eventual se luptă cu ei înșiși, încearcă să refuze această pasiune și posibil la un moment dat vor decide că vor să o ia de la zero, într-o privință, sau mai bine zis, vor să se exprime. Vor să se exprime față de voi, regele, da? Se exprimă această dragoste mare. Posibil să fie pentru voi acest om să fie în timp partenerul vostru, să devină în timp partenerul vostru, pentru că văd multe emoții, 9 de cupe, multe emoții care într-adevăr trebuie renăscute. Posibil ei renasc în acest context, în relație cu voi, renasc dintr-un punct de vedere emoțional. Posibil în momentul în care se hotărăsc să facă nu neapărat să facă o ofertă, să se exprime. Posibil că deja și-au ascultat îngerii intuiția sau alte mesaje care au venit pe diferite căi și sunt dispuși să vă protejeze împăratul, să lupte pentru voi, să muncească pentru această relație și așa mai departe. Chiar, ia uite, sunt foarte îndrăgostiți. Sunt foarte îndrăgostiți. Vă așteaptă. Și tot așa, posibil semn de aer pentru unii. Dar am zis, poate să fie și foc, poate să fie și pământ pentru unii. Variază. Aici, în seria cărților care le folosesc pentru clarificări, iar semn de aer care are această senzație de vină. Sau dacă nu-i vină, sunt griji. Nu știe acest personaj cum să vină în preajma voastră să se exprime, să vă arate ceva, da? Într-un fel sau altul a ținut ascuns, e o mască, a ținut ascuns, eventual că vă place, că vă apreciază, că, eu știu, găsește niște calități la voi. Aici sunteți voi, regina de cupe. Sau receptivitate. Posibil, ce mesaj, iar vă semn de aer. Doi de spade sau schizo, e vorba de stres mental, da? Comparație, iar se luptă un personaj cu el însuși ca să se exprime. Dar la un moment dat se va schimba situația și se va construi această prietenie. Ia uite, pentru cineva s-ar putea să fie luna a 10-a, dacă ar putea să spună cuiva ceva. Se va construi la un moment dat o prietenie profundă între voi doi, o prietenie care vă va bucura. Acesta este soarele, este sursa, vă va conecta. Voi doi împreună vă veți conecta la sursă într-un mod miraculos, vă veți vindeca unul altuia rănile. Da, semn de aer. Și veți avea o creștere deosebită, deosebită. Dar până atunci, și unul și altul trebuie să se întoarcă în sinea sa, să meditați, să vă analizați emoțiile, cum am zis mai devreme, ei să se lupte un pic cu gândurile. Okay. Există această regină de cupe și aici. Voi, teoretic, aveți această putere să îi ridicați oarecum din nămuri, că asta face nufărul. Ea are o poveste superbă. Și o tulpină foarte lungă, da? Trece prin multe încercări. Prin multe tentații, greutăți, ca să ajungă la suprafață, ca să se deschidă. Și știți ce înseamnă nufărul, da?
Sahasrara. Conexiunea cu divinitatea. Posibil voi sunteți unii dintre voi deja conectați, dar bănuiesc că în relație cu voi, cineva, multe cărți arată semn de aer, dar nu e obligatoriu să fie, cineva are această șansă de a se ridica dintr-o energie negativă înspre credință, înspre lumină, înspre dragoste, înspre un vibe mai bun, da? Acum, mai amestec o leacă. O leacă! Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în pești. Aprilie 2020, peștișorii mei dragi. Și toți îmi sunteți dragi, chiar dacă nu sunteți peștișori. Și cristalul meu. Ah, ce frumos! Primim bani, dragii mei! Malint. Wow! Dați o ofertă! Pic pe spate, bine că sunt pe fotoliu. Wow, da, ce bărbat! Ce bărbat! Oh, dar e pregătit să îndure. 10 de bâte, valetul de bâte, măi, da, câte bâte, 5 de cupe. Hai să vedem și cum vin. Ah, da, da, da! Și apă și pământ. Și dragoste și bani. Mai vreți ceva? A, evident, adevărul. Vom vedea, ar trebui să apară și adevărul. Ce ar mai trebui să fie? Și pasiune. Măi, pasiune se vede că e cu duiumul. Ce frumos. Lacrimi de bucurie vom vedea. Vom vedea. În primul și în primul rând, nu uitați că astfel de cupe înseamnă vindecare. Și dacă acum m-am spus la mesajele de la îngeri. Stați un pic mai izolat și vă reconstruiți, remodelați. Ce frumos că apă, apă, pământ, vă remodelați. Că asta înseamnă. Creați lut. Vă recreați într-un nou lut. Vă rescrieți povestea voastră. Mersi de inspirație. Sfinte Duh. Roata norocului. Roata norocului, numărul 10, să spună cuiva ceva, numărul 10, luna 10, în ziua 10, eu știu, cineva e născut pe 10 sau în luna 10, 7 de monede, încă trebuie să... vine pasiunea, am zis eu că vine. Vine și pasiunea și fanteziile, în secret, se va construi ceva frumos. Veți crește, vă veți vindeca. Pentru unii poate să fie săgetător. Începeți un nou capitol, teoretic. Da, puneți primii pași. Vă recreați, cum am zis, o nouă lume, probabil împreună. Oh, apare un mincinos? De ce apare mincinosul? Ia să vedem. Posibil ei vor să lase în urmă un stil de viață sabotant, auto. Apare și asul de spade mai încolo, adevărul. Apare. Cineva a încercat să ascundă niște lucruri, încearcă să ascundă niște lucruri. Mai devreme sau mai târziu se vor arăta. Poate chiar vor fi povestite. Așa ar fi mai bine. Deocamdată cărți frumoase. Vedem când se vor clarifica ce vă mai apare. Asul de monede. Asul de monede. Ia, la capătul setului de cărți, 9 de monede. Voi frumoși. Voi frumoși, independenți. Teoretic, așa ar trebui să fie. Și dacă sunteți frumoase, independente, inteligente, creative, cochete, cineva s-ar putea să vă facă o ofertă. Să vă invite la o cafea, la un suc. Să vă povestească ce simte pentru voi. Posibil cineva cu Venus în Fecioară pentru unii, dar nu e obligatoriu. Eventual să vă povestească, da, pentru că a venit așa, să vă povestească de ce au fost niște amânări. De ce s-a luptat, de ce a avut o reținere. De ce a avut această rezistență în povestea cu voi. Da? În povestea cu voi.
Șase de cupe. V-a recunoscut de prima oară că sunteți sufletul lor pereche. Și-au dorit de prima oară să vă împărtășească aceasta, să vă ofere această cupă, să vă invite la o cafea, la ce vreți voi. Ba chiar la câte cafele? Una, două, șase cafele, nu. Haideți să mai schimbăm și eu ceva. O cafea, un suc, o înghețată, o șarlotă și ce mai vrem. Mai mă prostesc și eu, mai mă lind. Așa, deci au amânat, s-au luptat cu ei, au încercat să refuze, cum am văzut și mai devreme. Se luptă, e cineva care se luptă cu el, cu ea, în această poveste. Pentru că au fost foarte răniți în trecut, nu neapărat de voi, pe altcineva. Iar apare semn de aer. Iar apare semn de aer. Mamă, dacă te... Mamă, mamă. Probabil că într-un fel sau altul le atingeți luna, că mama înseamnă luna în harta astrologică. Probabil le atingeți luna, le atingeți cu șase de cupe, e posibil. Le atingeți o latură emoțională și simt această conexiune telepatică profundă. Vă simt dintr-o altă viață, simt, dar se luptă. Din ce cauză? Pentru că au fost răniți. Rău, dezamăgiți. Și-au dat timp, încearcă să-și dea timp să se elibereze mental de acest trecut. Nu are legătură cu voi. Nu are legătură cu voi. Au nevoie să renască. Probabil că sunt conștienți, că în general, evident că nu sunt proști, da? Sunt chiar foarte inteligenți. Asta e. Și vor discuta despre chestia asta. Nu doar vor face o prezentare emoțională a ceea ce simt pentru voi, dar vă vor povesti și despre problemele prin care au trecut. Și vă vor povesti cât de fericiți sunt în preajma voastră și că văd, au viziune, am spus și mai devreme, că lucrurile pot să meargă până mult mai departe. Să aveți o viață frumoasă împreună. Să mergeți, ia uite, faetonul, către împlinirea destinului, împreună. Împreună, nu separat. Pas cu pas, cu răbdare, cu pasiune, aveți victorie. Și câte, și câte, și câte. Așa am simțit să citesc cărțile. Sper să se manifeste tot ce este mai bun și mai frumos pentru fiecare zodie, nu doar pentru voi. Ce chestii. Uneori oftez, uneori mă bâlbâi. Dacă cineva încearcă să vă vorbească cu voi și nu-și găsește cuvintele, probabil că și eu mai mă bâlbâi, mai mă încurc. Oricum, hai să zicem, la începutul lunii, există această ofertă, că sunt bani, că cineva își dorește într-adevăr să investească într-o relație stabilă cu voi, da? O persoană care are multă pasiune pentru voi, o persoană care s-a descoperit stabilă, regii sunt stabili. 4 este un număr stabil, da? Fix. Și 4, știți cei care ascultați tarot, în anumite cazuri, sugerează și flăcările gemene. Și dacă voi ați trecut prin multe, fiți siguri că și ei au trecut prin foarte multe. Din acest motiv, probabil și voi aveți de așteptat. Pentru că nu neapărat că voi poate nu sunteți pregătiți, poate ei nu sunt pregătiți și trebuie să se transforme. Și atunci, ca să nu vă plictisiți, dragii mei, mai scrieți o carte, mai creați o muzică, mai dansați, mai cântați, mai... Da? Redați în urmă și vedeți ce am scris la mesaje, ce am scris, ce am povestit la mesajele de la îngeri. Aveți această ofertă minunată. Cineva se gândește, cineva cu planete. Nu e obligatoriu să fie zodia leului. Nu este obligatoriu să fie semn de foc. E posibil să fie pământ, foc. Dar evident că poate să fie și aer, că am văzut aer. Cineva cu marcaj pe aceste zodii. Poate să aibă Marte în leu. Da? Sau Venus în leu. Zic în leu pentru că văd patru și pentru mine leu e un semn fix. Cineva vă face o ofertă. Bucurați-vă de ea. Eventual, există și varianta, ca să nu vorbim doar de dragoste, dacă primiți o ofertă de bani, Doamne ajută să fie cât mai multe, bucurați-vă, apreciați acest moment. Pentru că s-ar putea, cu cât apreciați ceea ce primiți,
Să primiți și mai mult și mai mult și să vă creați o stabilitate. Să puteți să puneți bazele unei afaceri. Că asta face regele de bâte, dragii mei. Este întreprinzător. Hai să mai vorbim și despre altceva, nu doar despre dragoste. Regele de bâte este întreprinzător. A, că o fi el, regele de bâte, întreprinzător, care vă face oferta, iar și mai mișto. Dar poate această ofertă să vă pună, să vă ajute pe voi să vă creați bazele unei viitoare afaceri de succes. Why not? Afacere creativă, pentru că bâtele sunt foarte creative. Și ar ține de muzică, de artă, de, eu știu, acum mă gândesc la artă, că na, sunt artist, dar puteți să căutați și voi alte înțelesuri pentru bâte. Bâtele sunt foarte creative, da? Jocuri. E casa leului a cincea. A copilului, poate o afacere care ține, ce interesante mesaje, care ține de, poate vreți să aveți grijă de niște copii, să vă faceți o școală particulară, să faceți pregătire, cum fac eu cu copiii, da? Pregătirea la desen, bine, asta ține de mine. Dar eu zic că sunt multe variante, da? Și din punct de vedere profesional. Pentru unii, plutește în aer. Această ofertă stabilă. Cineva se gândește că s-ar căsători cu voi. Are multă pasiune pentru voi și s-ar căsători cu voi. Acum, cine o fi, vom descoperi. În continuare, pe la jumătatea lui aprilie, poate chiar mai încolo, există un consum de energie din partea cuiva. Dacă voi vă simțiți consumați, pentru că vă implicați în multe, stați acasă și încercați să faceți multe, așa cum am eu obiceiul, sfatul este să mai lăsați din aceste bâte și să vă concentrați pe o singură idee, pe un singur proiect, ca să-l duceți până mai departe, da? Această vale de bâte poate să însemne și o inspirație, o idee creativă, inovativă, da? Care teoretic ar trebui să vă scoată dintr-o stare de oboseală, de regrete pentru ceva? Pentru, probabil, uneori mai plângeți pentru un trecut, că nu sunteți împreună cu nu știu cine, da? Dacă sunteți singuri, plângeți că sunteți singuri, da? Dacă se întâmplă chestia asta, s-ar putea la un moment dat, și să vă simțiți consumați, să vină cineva. Sau, dacă nu e o persoană, să vină o idee. Ei, și ideea asta vă și vindecă. 5-6, da? Și vă și ajută să creșteți. Nu putea să fie o colaborare, așa simt. În fine. Ar mai fi o altă variantă. Am zis că dau mai multe variante. Posibil. Acest rege, am zis, orice zodie, poate să fie o persoană cu multă pasiune pentru voi. În general, bărbat. Simt că e bărbat. Pentru că aici iar este bărbat, aici iar este bărbat. Posibil. De-aia vi se zice să așteptați să vă faceți de lucru, dar apreciați acest moment așa cum este. Posibil pentru unii acest bărbat să fie într-o relație, într-o căsnicie. Apare și aici 4, apare și aici 10 de bâte. Dar bănuiesc că trebuie să încheie ori un contract la locul de muncă care le epuizează, îl consumă. Îi se impun prea multe responsabilități și nu mai are timp să investească în voi. Ori, dacă e o căsnicie, trebuie să se elibereze de o căsnicie ca să vă facă această ofertă. Altfel, intrați într-un trio și nu cred că v-ar conveni niciunuia. Să intrați, da, într-un trio, da, zic trio Grigoriu, nu contează. Nu cred că și-ar dori sau dacă s-a întâmplat pentru unii să fiți într-un trio, nimeni nu-și dorește să mai continue în această situație. Pe de o parte, vede acest om plin de pasiune pentru voi, da? You really got me now. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Ok, deci acest om plin de pasiune vede o relație stabilă, faină, cu voi, veselă. Nu o relație care le puizează, ca cea în care este sau în care a fost. Pentru că apare 10 de bâte și a fost mai devreme 10 de spade, ați văzut, da? Cineva vine să vă vorbească despre un trecut. Și acest personaj, bănuiesc, așa simt, îl vedeți și voi, are multă chimie, multă pasiune pentru voi. Multă, multă. Aici sunteți voi. Supărați și voi de un trecut, poate și pe ei. Poate că aveți motive, că v-au făcut să așteptați.
Poate pe altcineva din trecut. Voi încă sunteți supărați. Dar dacă sunteți, fiți atenți. Că dacă sunteți flăcări gemene, în momentul în care sunteți supărați voi, vă oglindiți și sunt și ei supărați. Nu musai din cauza voastră. Dar întârziați manifestarea aceasta super faină, da? Roata norocului, norocul ăsta în dragoste, îl întârziați. Norocul ăsta în relație, îl întârziați. Dacă stați prea mult în această energie, de-aia vi s-a zis, apreciați acest moment, nu vă proiectați prea departe, stați în prezent. Citiți, ascultați muzică, la la la, simțiți-vă bine, simțiți-vă bine. A, uite ce frumos, da? Simțiți-vă bine ca să manifestați, că valetul de bute manifestă, creativitate, inovativitate, atractivitate și să vă schimbați norocul. Pentru unii, roata norocului sugerează și luna 10 sau cineva care are, eu știu, este marcat de numărul 10. Poate aveți numărul de destin 10, 1 de fapt este. Poate sunteți născuți într-o zi de 10. Oricum, această întâlnire, eu simt că acest personaj este, care are multă pasiune pentru voi, este o întâlnire karmică. Și am zis mai devreme că și ei au simțit din prima clipă că este o întâlnire karmică, dar au refuzat din niște motive. Au crezut că s-ar putea să fie doar o aventură, să fie o chestiune trecătoare, o chestiune, o atracție sexuală. Dar în timp au descoperit că, de fapt, au o mare dragoste pentru voi. Simt mult mai profund și vor să vă ofer această șansă. Eventual, da. Ce lună suntem acum? Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie. Oh, ce chestie! Ha! Deci am zis aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. Octombrie. Octombrie ar fi până în octombrie, ar fi 7 luni. Ha, ce chestie, mesaj. Fiți atenți că nu știu pentru cine este. Posibil, amândoi trebuie să așteptați ca să manifestați această dragoste, această mare bucurie, această schimbare de destin în relația cu voi, cu ei, în această relație. Trebuie să mai așteptați cineva. Bănuiesc că totuși amândoi trebuie să vă vindecați oricum, emoțional, de un trecut. Ori voi, ori ei, dar eu zic amândoi, pentru că așa se întâmplă. Ne oglindim experiențele într-o formă sau alta. Am zis că asul este o ofertă la nivel 5D. Posibil acum vine această ofertă, dar se va manifesta în practic, în materie, la nivel, da, 3D, terestru, cum vreți voi să o ziceți, peste 7 luni, 10, da? Octombrie, nu neapărat 10 octombrie, da? Este octombrie. Atunci se va schimba această poveste. Sunt foarte curioasă și eu. Posibil, chiar dacă veți mai simți acest vibe de dragoste, de pasiune între voi doi, posibil de-abia prin octombrie veți cunoaște roadele acestei așteptări și nu doar a așteptării, că nu e o așteptare în care stați cu mâinile în sân, nu, în care lucrați în grădina voastră, în grădina voastră separat, am zis că vă transformați amândoi, vă vindecați amândoi și vă pregătiți într-un fel sau altul, practic. Posibil unul se pregătește mai mult financiar, altul mai mult emoțional, altul spiritual, altul eu știu cum, da? Este o pregătire practică. Fiecare lucrează în grădina lui. Se pregătește pentru această schimbare, pentru această mare dragoste, care trebuie să se manifeste, da? Și într-un mod practic. Am văzut 10 de cupe, da? Nu doar la nivel emoțional. Și aici este practic, da? Dar cum am zis, acest as plutește în aer. Această ofertă plutește în aer. Ce mesaje vin. Și am zis, trebuie să renunți acest semn, nu contează, bărbat îl văd,
Așa, să renunțe la responsabilități, la, poate la un contract, la locul de muncă, poate în familie, acasă, cu părinții, cu mama, cu tata, cu cine o fie acolo. Așa, sau pur și simplu o căsnicie sau o relație karmică, să renunțe la această relație ca să vă facă oferta sau ca să se bucure pur și simplu emoțional și practic de relația cu voi. Se bucure pe deplin. Că asta înseamnă bucurie maximă, da? Și ați văzut mai devreme și 10 de cupe. Am spus, această chimie care există între voi, nu este o simplă chimie, este de fapt o întâlnire karmică cu un suflet geamăn, cu un suflet pereche, pozitiv, pozitiv, care se transformă, că asta înseamnă roata norocului, schimbă, care se schimbă. Dintr-un simplu vibe sexual, cum am zis mai devreme, se... Hai, uite, chiar dați în urmă și acum îmi dau seama cum se... cum confirmă și cărțile. Dintr-un simplu vibe, atracție, la început, se transformă într-o legătură de lungă durată. Dar trebuie să mă așteptați amândoi, trebuie să vă vindecați. Și să învățați să aveți încredere. Că asta face regele de bâte. Are încredere în el. Soare, Luna, Venus, ascendent, iar vorbesc mult. Nodul Nord în Pești. Aprilie 2020. Ia uite, cineva este sub presiune. Iar 10 de bâte. Cineva. Posibil cu planete în semn de foc. Sau în semn de aer. Pe de-o parte își dă seama că ați putea fi un cuplu foarte puternic împreună. Dar trebuie să scape de niște presiuni mentale, sociale, familiale. Da, trebuie să lase în spate ceva. Let go. Posibil e, trebuie să lase. Eu, voi. Eu așa cred. Eu te master, profesorul spiritual. O lecție spirituală. Peștișori, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișori. Aprilie 2020. O, ha. Deci ține secret această ofertă, încă nu prezintă, vezi? Este conștient persoana aceasta, conștient, conștientă de ceea ce sunteți. Iese dintr-o umbră în care a stat. Umbra conștiinței. Creativitate. Vă vede ca pe o persoană excepțională. Și nu doar, evident că există pasiune, există dorință fizică, dar alături de împărăteasă, unii dintre ei și-ar dori copii cu voi, dacă sunteți peștoice. Pentru unii ar putea să fie semnul taurului sau semnul balanței, pentru unii, nu obligatoriu. Evident că poate să fie și semn de foc, pentru că creativitatea reprezintă împărăteasa și împărăteasa cine e guvernată de Venus. Venus reprezentată de Taur sau de Balanță. Oricum, prin creativitate vă regăsiți, am vorbit de creativitate și mai devreme, da? Vă regăsiți sau puteți să vă creați o abundență la care poate unii dintre voi nici n-a sperat. Ia să mai vedem. 8 de monede. Lucruri comune. Posibil acest personaj a fost în niște relații karmice absolut banale sau eventual are multe responsabilități la locul de muncă. Asta înseamnă 8 de monede. În grădina lor, în grădina altora, au de făcut bani. Am zis, la locul de muncă sau în relațiile karmice și poate să fie și familia. O, transformare, am zis eu. Transformare. Casa 8-a. A sexualității. Numărul 13 poate să spună ceva pentru unii dintre voi. Poate sunteți născuți pe 13, poate ei sunt născuți pe 13. Că sunt scorpion, că semn de foc, că balanță, apare și aici balanță, apare luna a 10-a, luna a 13-a nu există. Eventual, oficicus, oficicus, oficicus. În spatele iluziilor. Vedeți, dragii mei, nu mai plângeți. Iluziile trăite.
Nu mai stați în trecut. Trecutul este o energie în care nu trebuie să investiți emoțional. Iar apare asta. A apărut și la vărsător în aceeași poziție. Wow! Șapte de monede pe șapte de monede. Trebuie să așteptați. Trebuie să gestați acest proiect. Această șansă, nu știu, voi sau ei. Voi sau ei. Și apare puterea undeva mai încolo, în mai. Pasiune, intensitate. Regina de bâte. Ia uite, perechea acestui, da? Acestui rege. Cine ar putea să fie? Vai, băi, ce chestie, nu se poate. Perechea voastră divină. Am zis mai devreme de flăcările gemene. Perechea voastră divină. Voi știți ce zodiar putea să fie. Eu v-am dat câteva variante. Dacă aici apare regele cu împărăteasa, undeva prin mai apare regina de bâte cu împăratul. E fenomenal, nu? Ce interesant! Ce interesant! Cu răbdare se manifestă și lucrurile astea. Cu răbdare, intensitate. Și probabil că va fi o manifestare foarte bruscă cu acest breakthrough. Posibil ei. Trebuie să spargă. Să spargă aceste bariere, aceste blocaje, aceste măști. Da, ia masca și dă cu ea de pământ. Și renunță. Să spargă aceste, sau să rupă, da? Să rupă această haină, această umbră în care stau. Și să iasă conștiința, esența. E o transformare. Pentru că unii dintre ei, sau dintre voi, vedeți în ce postură vă puneți, trebuie să renunțe la niște adicții, la o viață toxică. Și asta înseamnă foarte mult. Că înseamnă băutură, femei. Iar apare pentru mine imaginea asta, mă duce cu gândul la balanță, dar nu e obligatoriu. Asta pentru că văd yin și yang. Conditioning, diavolul, toxicități, adicții. Am zis băutură, femei, jocuri, obsesii. Dependențe, dependențe de relații, dependențe de familie, sunt foarte multe. La capătul setului de cărți, moralitate. Oh, ia uite, semn de aer lângă semn de foc. Regina de spade lângă regina de cupe. Încă sunteți într-o... Comunicarea voastră încă nu este coerentă, nu este deschisă sau, dacă nu e vorba de comunicare, posibil... Ei își fac griji. Sunt în această postură în care trebuie să aleagă. Între două luni, dragii mei. Două stiluri de viață total diferite. Și se încetinește manifestarea acestei relații, iubiri. Este încetinită din cauza grijilor. A comparațiilor, a stresului mental. Dar se va schimba, iar apar cărțile pe care le-am văzut mai devreme. Iar este 10 octombrie pentru unii, roata norocul, iar Yin și Yang, de-aia am zis mai devreme că pentru mine poate să Yin și Yang mă duce către balanță. Așa, 2 de cupe și câte am spus mai devreme, da? Interesant cum au revenit. Și am zis că această ofertă este undeva în 5 de. Deocamdată nu se manifestă în 3 de, pentru că cineva trebuie să se transforme. Trebuie să învețe să renunțe la măști. Să aibă curajul. Asta înseamnă... ce mișto mesaj. Asta înseamnă să fii regele de bâte. Să fii autentic. Da? Lângă o asemenea vibrație împărăteasă, n-ai cum să nu fii autentic. Și atunci cine vrea să ofere sau cine se gândește la această ofertă, trebuie să renunțe la măști. Dar... Probabil este într-un proces de transformare foarte intens. Există un stres. Repet că poate să fie vorba de voi, poate să fie vorba de persoana la care vă gândiți sau persoana care are această pasiune. Am zis, este cineva care are mare, mare pasiune. You really got me now. Și ce interesant este că
Am două mesaje la această carte, la aceste două cărți. Am zis, pe de-o parte, nu pot să vină cu oferta practică pentru că sunt niște jocuri politice, zic și eu. Trebuie să iasă cu răbdare și cu inteligență din niște relații karmice. Și din cauza asta își fac stres mental mai mult decât e cazul. Probabil că ei nu știu, sau voi nu știți, cine își face aici stresul. Acesta, ia uitați-l cum arată. Da, mai, cine se gândește atât de mult, se intoxică cu aceste gânduri. Și întârzie transformarea, pentru că transformarea se face într-un alt mod. Manifestarea se face într-un alt mod, nu cu stres. În fine, aceste două cărți sunt foarte interesante împreună. Pe de-o parte, Asul de cupe pe care vi l-ar oferi, nu-l pot oferi pentru că trebuie să învețe să iasă din aceste șabloane tipare. 4 înseamnă, e un număr fix, înseamnă tipare. Trebuie să învețe să acorde încredere dragostei și să se elibereze de aceste karme. Da? Obligații, muncă. Pe de altă parte, mai există și varianta ca voi, această dragoste, să însemne foarte mult. Să fie ca o comoară. Treasure your loved ones. Voi sau ei, da? Să fie o comoară pentru ei, această dragoste pentru voi. Sau voi să aveți această senzație. Că ceea ce simțiți împreună este într-adevăr ceva special. Dar, cum am zis mai devreme, nu se poate manifesta această dragoste, această vindecare, până nu se iese din niște tipare. Dintre niște ziduri, din niște relații, din niște obligații, vanități, mândrie. Am zis, nu, când fac și eu channeling, nu spun tot timpul corect. Deci însemnați pe de o parte foarte mult pentru ei, dar pe de altă parte încă nu-și pot arăta dragostea, nu se pot deschide din cauza că încă trebuie să-și transforme acest mental, trebuie să se trezească la o nouă conștiință. Și repet, puteți fi voi sau altcineva. Cât am vorbit. Wow. Ok. Cam acesta ar fi mesajul. Acest personaj în relație cu voi, sau poate, dacă nu sunteți voi aici, împărăteasa, or fi ei, regele de bute sau împărăteasa, trebuie să vadă în spatele iluziilor. Și în momentul în care vede în spatele iluziilor, începe să se transforme, da? Schimbă roata norocului și schimbă norocul. Cu răbdare. 7 luni pentru unii. 7 luni. Și copilul acesta care stă să se nască, pentru unii s-ar putea să fie chiar un copil. Nu știu, poate prin octombrie să rămâneți însărcinate unele dintre voi. Pentru că Domnul își dorește să aibă copii cu voi. Dar, zic, copilul acesta poate să fie chiar relația voastră. Chiar relația voastră. Cam acesta ar fi mesajul. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine și protecție divină. Ciao!